V-a văzut pe voi, vine la voi acasă. Ne place. Ne place codruța. E curioasă de vizită, de cine vine, cine pleacă. Ia uite, codruța ce văcuță. Codruța va fi la baie acum, Fane. Înțelegi? Oameni buni. Și ei și la tăurașul ăsta. Ia da? Atent, eu le, de când le-am luat și mai ales că sunt verile astea așa păcătoase cu căldură, m-am decis să le fac baie. Este, ca să zic așa, o, așa făceam și copilării când veneam și erau vacii la gârlă, erau date la iflazul satului, când era, le prindeam pe la gârlă pe acolo că le aduceau văcarii, pac, le făceam o baie. Și să-i fac, dar pe asta nu mai pot să duc la gârlă. Am pus apă la soare, se încălzește și o spăl, o să vezi toată. Deci cu apă caldă. Deci cu apă caldă. De menționat sunt vreo 35 de grade afară și Jean se apucă să facă baie. Nu le face zilnic, dar la ceva vreme le face baie la, la vaci. Hai să vedem procedura, cum procedează Jeanica. Procedura e o procedură cam proceduroasă. Cam chirurgicală, a? Nu, e foarte ușor. Pui apă la, te pune apă la încălzit. Eu pun undeva la 50-60 de litri, cam două vite de spălat. Și cu găleată și cu un ibric, ceva foarte simplu, se răcorește animalul. Aha, aha. Cum eu mă răcoresc, fac un duș, fac o baie în gârlă, așa merită și el, înțelegi? Da. E caldă, da. Astea sunt recipientele. Arăta, dar e ținută la temperatura soarelui, la soare, în soare, ca să zic așa, să încătește, să face ca o, nu știu cum să zic, exact cum facem noi, când ne potrivim o apă mai mult decât călâie, ca să zic așa, e călduță așa, știi? Mm-hmm. Până în asta e foarte simplu, oricine are și vrea să-și resfețe animalul, ca să zic așa, se poate face foarte ușor, înțelegi? Uh-huh. Eu aici am și gârlă aproape, dar nu pot să duc animalul foarte abrupt și nu pot să bag vacile. Câinii îi duc acolo și îi fac lucrul ăsta. Uh-huh. Dar la băcute nu pot să fac așa. Pui ceva detergent în apă? Nu, apă doar natura. Cu apă. Nu, dacă vreau, luam un șampon, dar fiți. E chestie că eu aș face și le-aș face și cu șampon, numai că îți trebuie foarte multă cantitate de apă să le lipede și nu știu dacă e chiar așa de sănătos șamponul, ca să zic. Am înțeles. La cai fac așa, niște șampoane speciale pentru cai, dar și acolo, cai, să le duci la gârlă sau să limpezezi bine, nu se lasă așa pe corp, înțelegi? Da. Dar eu zic că cu apa asta e suficient pentru că, cum îi zice, deci eu de când am făcut baie, primele băica sau prima baie, ca să zic așa, că nu... E foarte mult din praful ăla care când asimilează animalul pe corp, în păr, ca să spun așa, da. Se duce. Mm-hmm. A mai vin și o ploaie, două le-a mai prins o ploaie, e cam prost cu ploaia, că e una secetă după cum vezi pe, în mm-hmm. România, mai ales da, în zona noastră. Dar e bine, eu zic că e bine, uite ce să iau. Da. Da. Hai să... Uite, acum înțeleg de ce... Unii făceau baie de mulțime, unii președinți. Și mi-ai zis, Fane, mi-ai zis când ai venit aici, Jane, nu mai uda pe politică că îmi scade ratingul pe canal. Da. Interesant, i-a zis, Fane, interesant. Da, știi că, Jane, știi că eu nu fac politică, nu mă interesează. Da, lasă-mă că mai glumim. Mai glumim. Ia, mă, sunt curios de procedura asta. Mare, nu e fan, ți-am zis de când ai venit. Bă, nu te aștepta să vezi efecte speciale, să vezi, nu știu, ceva mai spectaculos. E ceva simplu, da? Dacă tu ai vrut să vii, hai să-ți fac plăcere. Intru și eu acolo? O să intri. Aici se efectuează... Băi, da. O dus, a luat așa. Hai să-mi dau asta mai aproape. Știi ce bine mănâncă după baie, Fane? Da? Băi, se cunoaște, știi, mergi bine posta de mâncare. Îi sporește? Da, păi băi, se simte și ea mai altfel, se mai răcorește, se mai... Ce să mai... Tu
Ai văzut că știu când erai mic când te spălau părinții, maica ta când te spălai, imediat mă, că e mai bine, înțelegi? Da, da. Te-a văzut, băi? Ștefi! Copil, măi, se sperie, veniți în partea asta. Nu că nu, n-am mai... E copilul așa. Ștefi! E așa, că n-am, ea nu mai văzut copilul așa. Băi, pane, fii așa, eu așa, adică cine ai, ai un animăluț, oricare ar fi el, neapărat vacă, că nu e... Bă, dar fii atent, dacă poți să-i oferi niște condiții acum când e vremea asta așa de urâtă, cu căldura asta, știi? Mhm. Băi, faci o baie, că nu e mare greutate, înțeleg? Nu trebuie furtun, nu trebuie doar... Pare mult să mai aduc o găleată de apă. Da, da, da. Hai să mai luăm apă, păi, da. Cam cu câte găleți de apă vă speli? Uite, acum, uite, am făcut, să zicem, o parte a corpului, știi, partea asta dreaptă. Acum mă duc, mai aduc o găleată de asta de aproximativ 20 de litri. Da. Nu pun 20 de litri, ok? Și o spăl așa, după aia mă duc să le lași pe golanul ăsta, uite ăsta de aceea. Tăurașul urmează, nu? Red Bull. Red Bull ache ăsta. Și fac și face tata și lui o baită. Mă duc, hai că mă duc cât... Hai să mai luăm o găleată. Pui, da. Pui, da. Că m-ai întrebat de pui, bă, și că m-ai întrebat de pui. Da, 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 arată bine pui. Pănele, ce-i place la... Da, da. Așa ți-i pentru echilibru, nu? Mâna în partea aia. Da, da, da. Echilibristică. E greuță, care vă 20 de litri, știi? Nu, păi, tu dă aici. Și acum pe partea asta, nu? Da. Adică ai la altă. Urmează... Păi când era mic, iată, când era mic și aici era măcea la gârlă și băgau ăștia vacile în vadul, nu la gârlă, deci la 12, la căldură. Când prindeam, ne găteam fiecare vacile satului, știi? Bă, le luam și le spălam acolo, ele erau deja în apă, știi? Dar așa de mulțumite erau că sunt și ele îmbăiate, că ele intra în apă până aici la burtă, știi? Uite, până aici, până aici, așa stătea. Și noi le luam de căpăț sau de lanț și aveam fiecare vacile alea, din vacile alea, și le băgam mai mult în gârle, căldam, dar era foarte bine. Și zic, bă, că mi-i luam o făcut. Stai cu minte. Să-ți aduc apă, fane. A, mai aduci apă? Păi trebuie să-l scolpez, că n-am... Urmează tăurașul, gata, văcuța e gata. Mai alimentează Jănica acum cu apă iar. Haide. O nouă tură. Îi lucește blana, da, băi? Cu baia asta, da. Uite cum lucește. Lucește, da, e super arată. Și acum urmează tăuraș. Tăurașul drăgălaș. Stai să-i dau apa, că mi-a învățat apa cam departe. Și el a ales locul ăla.
E și, el e și puțin sfios așa, că vede omul. Uite, ceva foarte simplu, pas, pas, că mă întrebai, bă, cum le speli, uite-mă cum. Nu-i mare. Nu-i mare de asta. Nu-i mare filozofie, a? Să vrei. Să vrei să-i fii și lui bine, asta-i toată. Nu mai ești pe la. O ușoară. Uite, se simte și bine. Facem și un masaj. A, îi place masajul? A, ce? Pe fane că e de cald afară? Da, e a? Foarte cald. Da, păi da, ce înseamnă baia asta pentru ei? O binecuvântare pentru animale, știi? Da, da. Din câte știi tu așa, multe persoane spală, mai spală sau nu prea le mai spală? Cine are de pășune de asta de le mare, câte un râu intră vacile, știi? Oameni buni, o căldură, mi s-a închis de câteva ori telefonul din cauza căldurii. N-am putut să filmez, am stat și în soare cu camera. A încercat, eu vă spun sigur că a încercat, bani. N-am mers. Câteva faze esențiale, cum se spală vaca, am reușit să prind. El a vrut să se spală vacile. Așa, bani, să vină să mă vadă. Eu am povestit mai de mult ce fac, o dată. Și ce, băi, ia să vin și eu că mi se pare interesant, cu toate că eu zic că e ceva normal, nu e ceva ieșit din comun. Și băi, fane, zic, hai că zi, azi e duminică, e o zi mai liniștit, hai bă, că zi le fac baie la vite, ca să zic așa. Și ce gata, jenic, hai că vin. Adică a zis omul foarte doritor și... Dar ideea care era că... și fane mei la început, ce, băi, cum faci, mă, că, băi, zic, uite, pui niște apă la soare, asta e ideea, am niște lăzi mai mari, și cu două gălezi la o vită, două gălezi la cealaltă, cu găleată de 20 de litri, le răcorești la maxim, ca să zic așa. Ideea e că eu n-am mai auzit pe nimeni să spele vacile așa, individual, să le ia, da, le speli tu, știi? Păi, de asta am mai făcut curios. Există, bă, ele sunt și ele, animalele astea, sunt și ele suflete și cu cât au și ele un confort al lor, în speță aici, uite, pe timp de vară, cum să fie răcorite, să fie astea, productivitatea lor e mult mai mare. Acum eu nu le exploatez, că doar stă și mănâncă, sunt micuțe animale astea, dar vreau să zic, în general, așa e bine să le îngrijim, că asta e, sunt și ele... suflete, ca să zic. Da, exact. Dar ai văzut că ăștia am fermele de vaci, stai așa, să-i dau drumul lui. Dă-le drumul, să zburde, vorba aia. Ăștia am fermele de vaci și le bagă și de aia ele care le scarpine, adică sunt fel și fel de metode. Dar eu sunt, neavând o fermă, ca să zic așa, și am o gospodărie de asta mică, ca să zic așa, le fac și eu după posibilitățile mele, știi? Da, da. Ca să zic așa. Nu e mai, uite, câinii care am acolo în spate, am ialul mița. Mă duc și acum a scăzut și foarte mult și le fac baie la astea, nu pot să le duc pentru că e malul abrun, nu poate cobor o vacă. Da, da, da. Da, fi, dacă vrei poți să faci, adică să-i asiguri animalul niște condiții așa mai bune, ca să zic așa. Da, da, da. Că până la urmă, după urma lui, îți dă niște foloase acolo, ce îți dă fiecare animal, înțelegi? Corect. Asta e toată treaba. Și acum ele, uite, ele se simt vezi, răcorite, vezi, așa. Uite, le-a răcorit, uite, imediat mănâncă. Au de poftă ce? De mâncare, se nu? Bine, se e altfel, altă, cum se spune, te simt ele mai bine, au altă, ca și om, mai faci o baie, se face foame. S-au mai răcorit, mă, da, corect. Da, 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 asta e toată treaba. Și chestia asta pe timp de vară o faci? Pe timp de vară, când e căldura asta, acum nu mă duc, nu poți să faci la care o văcuță care adică să-i faci când e mai răcoare o baie, că e sensibilă, nu e, nu știu cum e alt animal, cum e câinele, de nu știu la cai ăștia cum fac baie, fac ăștia care au herghi, cai de ăștia de rasă, acum spune că ăștia pun furtunul pe ei cu apă, adică cum să spun eu, crescătorul de cai de rasă își respectă animalul, sunt și foarte scumpi, da, da, da. Foarte, foarte, foarte scumpi, înțeleg? Păi și înainte, exemplu,
bunicii noștri, aici pe la țară vorbesc, înțelegi? Vara acum îl ducea la gârlă calul, știi, înțelegi? Mm-hmm. Da, eram da, copii da. Și când mai venea câte unul cu un cal la gârlă, mamă ce bucurie că atunci ne mai urcam și noi pe cal, că nu fugea în apă așa, înțelegi? Cădeam în apă, nu cădeam pe... Da, dar da. Vreau să zic, întotdeauna aici în zonă și nu numai la... Românul și-a cam respectat animalul, ca să zic așa, da, omul de la țară. Acum gospodăria asta țărărească, din păcate, a cam dispărut, nu mai crește lumea animale, nu mai, din păcate, ca să zic așa. Dar omul așa a dat interes, a spălat, venea vara, mi-aduc aminte, spăla câinii, deci mai ducea pe la gârlă, mai făcea baia la oi când era de râie, de astea. Adică baia la oi, da, am asistat da. Și eu, să faci. Bă, a făcut omul. E bine să facem în continuare cât mai avem animale, că e spre binele lor și al nostru, că sunt și ele sănătoase. Ne dovedim și umanitatea. Și umanitatea, ce să mai... Clar că nu mă dau așa să mai bată soare. Dacă nu poți să zici un animal să-l ții, să doar să aștept de la el, să aștepte, dar tu să nu oferi nimic. Înțelegi? Mm-hmm. Corect. Asta e filozofia mea, că și a multora, că nu am inventat eu chestiile astea acum. Da. Oameni buni, sper că v-a plăcut videoclipul. A fost cam scurt materialul, că aparatul Fanei a făcut figuri. Pe soarele ăsta. Încă era cam supărat, eu vă spun așa vouă, era cam supărat și am aici niște scule. S-a apucat să pună telefonul pe, nu știu, să-i dea cu ciocanul. Bă, Fane, stai bă, niște ce, nu luăm janele. Corect. Înțeleg. Dar Fane s-a calmat. Că noroc că am găsit un baros mai greu și a revenit după ce am administrat telefonului câteva. Da. Hai, noi vă salutăm. Sănătate tuturor. Țineți aproape. Doamne ajută. Gata, s-a terminat operațiunea. Frumos.